Pe analizele pe care le avem, nu se corelează de niciun fel, nu sunt conectate măsurile pe energie cu cele care vizează pensiile și salariul minim. Pentru fiecare dintre ele, perspectiva pe care se construiește bugetul pentru anul viitor asigură sumele necesare pe care să ni le asumăm cu responsabilitate în fața românilor și să le spunem: oameni buni, asta este ce putem. Mai suportați-ne o săptămână să venim cu decizia finală. Ordonanța pe energie, cred că din punctul de vedere la toată lumea, este prioritatea 1. De aici pornim construcția bugetului. Și nu numai ordonanța pe energie, ci ordonanța în ceea ce privește pensiile speciale, pe care ne-am asumat-o ca și jalon în PNRR până la 31 decembrie. E normal să știm ce economii facem de la pensiile speciale, ce efort bugetar este pentru a compensa pe energie și, pe urmă, să construim acest buget pentru prima oară pe programe și nu pe cifre. Pensiile militarilor nu sunt pensii de serviciu, niciunde în lume. Că vorbim de Europa sau vorbim de Statele Unite. Sunt pensii ocupaționale.